Acum a venit sora mea la mine și vreau să-i fac o capsulă din asta de la Tassimo. Asta, wow, dar ce culoare! E un set, wow, dar ce culoare! Uite, deci eu chiar cred că-i vine. Dar eu chiar cred că-i vine. Hai să duc asta dincolo, pentru că bebe nu vreau să mă... să vorbească în continuu. Arătați cât de aspectuos arată și în baie a arătat super. S-a terminat și pâinea și așa arată, s-a făcut super fain. Aici sus nu s-a rumenit. Hei, bună, bună dimineața, s-a sculat și rața, bună după meaza, s-a trezit dulceața. O să iau de aici o cană, se fac surorii mele o cafea, eu mi-am făcut-o mai devreme. O să folosesc cana asta termosensibilă, care își schimbă culorile, ați văzut, continentelor. Eu mi-am făcut de dimineață cafeaua, acum a venit sora mea la mine și vreau să-i fac o capsulă din asta de la Tassimo, după care să filmez ceva ce mi-am propus pentru astăzi. Am câteva produse terminate pe care aș vrea să vi le aduc aici în atenție, să vi le prezint și dacă reușesc să las și link-uri în descriere spre ele, să le găsiți mai ușor, să-mi spun câteva chestii, păreri despre fiecare. Am comandat ceva de la un fast food de aici din apropiere și mi-a adus sora mea pentru că mi-a fost foarte poftă și am spus că vreau să mănânc, pentru că n-am mai mâncat de mult ce am comandat. O shawarma cu de toate. Chiar mi-a fost super poftă. Așa arată capsula. Este destul de... cafea destul de lungă, cred că avem aici, sau medie. Nu mai știu, dar cred că este lungă. Să știți că m-am aranjat un pic azi de dimineață și m-am spălat și pe păr și mi l-am prins așa în sus. Trebuie să mă vopsesc, după cum se vede, dar rezolvăm noi asta pe rând pe rând. Până una alta fac cafea. O să rezolv lucrurile astea. Aș vrea să mă vopsesc acasă dacă reușesc. Să mă vopsească soțul sau să mă vopsesc eu, nu știu. Am spălat rufele, le-am pus... Nu am apă aici, în asta, de aia nu pornește, trebuie să pun apă. Am pus rufele la uscat și să mai trebuie să-mi pun aici la... în mașina de spălat vase niște vase, sunt foarte puține, așa că nu o să dau drumul. Le am așa doar pe astea și nu o să dau drumul la mașină, dar hai să facem treaba aici la cafea. Fac chiar acum cafea, am rezolvat și cu apa, am pus apă. Sora mea a trecut pe la mine pentru că are ceva de rezolvat prin oraș și mai bine m-a vizitat și pe mine. Stau acum, iau un pic cu bebe, îi fac o cafea. A trecut și mama mea mai de dimineață, mi-a dat trezirea și mi-a adus niște făină să-i fac pâine de casă. Am zis că fac cu făina mea, nu-i problemă, dar a vrut să-mi aducă făina și hai să vă arăt și vouă. Mi-a adus așa într-o pungă din asta, rămaste un pic mai departe, pe asta o să o arunc aici la gunoi. Și-a adus, dacă nu mă înșel, făină albă și integrală. Da, mi-a adus doar făină albă, dar cred că o să-i fac eu cu integrală, poate o să pun puțin, dacă nu-i fac doar cu făină albă. Mi-a adus 2 kg și o să-i fac de 2 ori, cam câte o pâine de câte 1 kg. Așa că îl las aici, vrea să-i facem la aparatul nostru. O să-i facem pâine de 1 kg sau dacă nu de 750 de grame, vedem care e mai convenabil. Probabil că dacă o să-i fac de 750 de grame, îi mai pun un pic eu din făina de la noi și fac 3 pâini. Dar o să iasă bună. Poate o să și filmez rețeta. Iar aici, așa. Avem... ceea ce am spus că am dat să am comandat. De fapt, a trecut sora mea pe la Kebab House și a luat o shawarma. Îmi place pituța asta de la ei. O să las aici și o să împart și cu sora mea. Hai să văd cum se prezintă. O să văd dacă arată bine. Deschidem. Este super ok și sosul este destul de mult. Am cerut cu sos de usturoi. Și așa și este cu de toate, ceapă, castraveți murați, roșii, varză, carne de pui și cartofi. Cafeaua este și ea gata și s-a colorat doar partea care este caldă. Opa! Așa se prezintă cana, frumoasă tare. Dacă puneam un pic mai mult lapte, se colora și partea de sus. Dar e ok. Am zis să nu o fac nici prea slabă cu foarte mult lapte.
mea, Bubu, ține o venit la tine și ești fericită tare. Ține-te-o îmbrăcată asta în albastră, spune, ține, azi dimineață tăticu îmbrăcat-o în albastru. Da. Tăticu îmbrăcat-o în albastru. Dar de ce ești tu așa de agit? Uite, am văzut fluturașul de la tine de pe tricou. E galben, e frumos, așa ca și tine. Am primit o pită. Și, wow! Wow, Bibi! Hai să vedem ce ai tu aici, dar duc pita asta în bucătărie și o să le întind asta pe aici. Wow! Dar ce e asta? Wow, dar ce culoare! E un set. Wow, dar ce culoare! Daddy's little, daddy's girl, mommy's world. Ha. Lumea lui mama. Da, uai ce fanui! Tuai, de 9 luni, dar eu cred că o să-i vină un pic mai repede. Nu cred că acum, că pantalonii sunt lungi, dar body-ul pare destul de ok la lungime. La lungime schimbă-i mare la lățime. Dar, bebe, uite ce ai primit! Wow! Mamă, deci e atât de fain! Unde l-ai găsit? Pe Temu. Pe Temu, uite, asta e pentru păr, cred că. Wow, wow, și aici? Wow, și pe negru, pe roșu. Asta tot pentru ea? Da, toate. Toate? Toate. Wow, cât de fain! Și tot așa, mărime mai mare. Oh, da, cică, tu ți-ai lasă, ai și tu ceva. Cică mă iubește, este minunată, este totdeauna cea mai bună. Și toate din... toate cele de mai sus! Da. Asta chiar e tare și abia aștept să-i o dau să o parte. Și are... asta e altceva de la alt set, cum ar fi un body întreg. Da. Dar ce drăguț, bebeluș! Dar cum să primești așa lucruri faine? Deci astea chiar m-au dat pe spate și pe mine, îți dai seama. Și așa cu negru, abia aștept. Un pic mai mare, dar nu-i bai, că la primăvară o să mă îmbrac cu ea. Cine știe dacă nu prin februarie-martie. Îi un pic mare, dar nu-i bai, că e perfectă. Dar bluza, da mă, bluza îi vine acum, chiar dacă scrie 9 luni, mie da, mi se pare că bluza e ok. Îi un pic largă, dar vedem noi. O să încerce și dacă nu, dacă super larg și înoată în ele, îi le dau eu, știi? Ulterior. Da. Aia, ce fain e mesajul ăsta. Doamne, dar cum le-ai găsit așa? Ce tare, lasă cu să iară și lui Randu. Asta mai ales când o să facă căchița. Da. Vai, deci o să le fac o poză și pe ea o să-i fac o poză când o să-i le dau. Alt mesaj. Haven't you seen my mother? Oh, și asta e faină. Cică, nu mi-ai văzut mama. Vedeți acum să nu fie adorabilă, că și mamica e frumoasă. Bam, bam, bam. I have a hero, I call him daddy. Și asta e super drăguță. Normal că tata e eroul copilului. Asta n-are, nu? Asta e tot pentru mine. Ca să fie așa. Să nu fii. Mamă, dacă te-ai luat, bă, dar cum se iei așa de multe? Păi am găsit și destul de ieftine. Și ce ori și plăcut. Da. Așa se sorry, tot daddy. Așa se you know... Una. Have two bosses. Deci ai doi, normal. Încă una pentru tine. Ai luat trei ca să fii acolo împreună cu, știi, da. Și cu ceilalți din familie. Aici nu se mai leagă de mămica sau tăticu acum, ci că de mătușică și plăsuța. Super frumoasă și plăsuța. Doamne, cât de frumoase hăinuțele și mesajele. Hai să le luăm așa în ordinea numerelor de pe tricou, cum s-ar zice. Astea sunt un set foarte fain. Aici e un body lung, dar o să vină ei peste o lună, zic eu. Vezi că sunt de la 6 la 9 luni și era ceva de la... stai că o să-i vină super curând. Mai era ceva de la 9 luni. Wow, ăsta e de un an. Uite ce scrie, de la un an. No, chiar o să fiu curioasă dacă o să-i vină un pic mai repede, că eu așa am impresia. Ăsta e de la 9 luni, dar o să-i vină ei mai repede, că ei le dau oricum să fie un pic mai lărguțe ca să se poată juca, să dea din picioare. Ăsta nu scrie, dar cred că tot așa în 6 luni încolo. Ăsta pe galben, știi că ăsta o să-i dau acum, după ce când o schimb îi dau pe ăsta, știi? Da, uite, deci eu chiar cred că-i vine. La fix acum pe ea. Dar eu chiar cred că-i vine.
Chiar cred. Și o să-l dau pe ăla că mie așa mi se pare. Ăsta roz e un pic mai lung. Acum depinde și ele cum sunt croite, știi? Și ăsta roz e un pic mai lung. Ăsta roșu și el, dar ăsta galben. Sigur, îi vine și ăsta alb iarăși, vezi? Da, și ăla e destul de fix. E destul de fix pe ea, adică eu zic că o să vină. Dar ăsta, Doamne, cât e de frumos. Doar că scrie 9 luni, dar eu cred că de la 6-7 luni deja o să-i pot da. Eu așa am impresia. Nu știu cum de... scrie mărimi atât de mari, dar eu zic că imediat o să-i vină toate. Cel puțin ăsta galben și ăsta alb sunt perfecte acum. Mă, ce fericită ești, Natalia! Cum să nu se bucure? Că dacă mă vede pe mine aici fericită, și ea imediat se fericește. Astea albe o să le pun la înaintare. Am zis că îl dau acum când o schimb, dar nu se poate să-l dau, trebuie să le spăl. Da. Am fost eu prea entuziasmată, dar le dau la spălat. Împreună cu ce mai am eu pentru ea. Ia că le-am băgat înapoi gazileară și soțului că vine. Aici vreau să-i rotez niște jucării. Ce să-i mai scot? Îi scot elefanțelul să se mai joace. Îi scot tigrișorul. Și asta care chițuie. Așa. Și o să-i bag înapoi astea două. Și după aia mai rotez cu ce mai am de desubt și tot așa. Ca să vadă ceva nou mereu. Odată la câteva zile. Trebuie să dau într-o parte. Uite, acum. Oh, wow. Ce ne vorbește? Te sunți de bine? Nu? În următoarea secundă și-o pot suna pe față. Înainte să mă pun să filmez produsele terminate, vreau să mă fac și cu rimelul acesta de la Maybelline, să mă fac un pic pe pleoape cu niște farduri și optez pentru ruj roșu de la NYX, oare să mă fac cu ăsta roșu, având în vedere că eu sunt îmbrăcat așa în training de casă. Păi cred că da, de ce nu? Ia să facem și chestia asta, mă fac cu roșu în training de casă. Oricum, e ok să fii prezentabil, nu faptul că ești în training de casă sau nu e important, ci să fii aranjat, frumos, curat și prezentabil. Astăzi m-am spălat din nou cu acest șampon de la Balea pe păr sensitiv, cu balsamul acesta m-am dat și mai am de folosire, dar cred că le pun și pe asta la produse terminate ca să nu le mai țin după aia încă o lună de zile, așa că să le duc la... cutie. O să încerc să filmez în sufragerie că este lumina mai bună. Nu știu cum să vă arăt că nu se vede, dar mai este chiar foarte puțin înăuntru. Cam așa mă uit eu, aprind lumina și vedeți că mai este aici pe colț lumina de la oglindă becu și mă uit și mai este chiar de o folosire. O cremă de corp cu care m-am și făcut după ce m-am spălat este aceasta de la Victoria's Secret Coconut Passion. Am folosit-o de vreo 3 ori și încă mai am 2-3 folosiri, așa că nu o să duc la produse terminate. Mi-am comandat-o eu când am pus pe comandă mai multe lucruri și îmi plac tare mult și gelurile de duș și spray-urile de corp, dar și cremele. Sunt foarte faine, miroase super bine și încă mai am ceva în ambalajul ăsta, așa că o să-l lăsăm aici, să-l folosim la următoarele ture.
Înainte de a merge să filmez produsele terminate, ce le am aici plasă, chiar s-au făcut plasa aproape, e full. Vreau să vă arăt, dacă vreți și voi, să vă înscrieți la ofertele la Yves Rocher, de fapt, prin plic va ajunge acasă la căsuța poștală fără a plăti nimic și aveți oferte personalizate mult mai bune decât în magazin. Am primit de 2024 o ofertă de la mulți ani, dar m-am uitat, am văzut ce și cum și nu mă atrage ce am în ofertă, pentru că mult mai bună este oferta de ziua mea, a fost în decembrie și e valabilă 3 luni, așa că până în martie am timp să pun comandă. Asta nu mi se pare foarte ofertant, așa că o să o las aici. În schimb, am primit așa de ziua mea și un catalog random, adică în fiecare lună oricum se primește câte un catalog. Și mi-am cercuit aici ce m-ar interesa pe mine din catalogul ăsta, din catalogul celălalt și dacă o să fie să pun comandă, am zis că din astea două, dar nu din cel primit acum, că nu este atât de bun ofertant. Aici are o comandă minimă de 69 de lei, pentru care eu primesc un produs la alegere din astea 6 și m-am gândit să-l aleg pe acesta și mai primesc și setul acesta oferit la orice comandă. A doua surpriză. Deci de ziua mea ei mi-au oferit două surprize pentru comandă minimă și am zis că o să pun comanda minimă și tot așa am aici încercuite ceea ce eu o să pun. Poate pun comanda zilele următoare și o să vă arăt într-un clip și vă explic mai multe despre ofertele astea prin catalog de la Yves Rocher, pentru că sunt mult mai bune. Avem așa, 1 plus 1 gratis, 50% reducere, 40% reducere și două cadouri, ați văzut, la 69 de lei. Hai să duc asta dincolo, pentru că bebe nu vreau să vorbească în continuu. Va vorbi în continuu dacă eu stau acolo lângă ea și filmez, așa că o să filmez aici. Am aici plasa, rămân în formatul de mai devreme pentru că e ok așa. O să vi le prezint îndată, dar vreau să vă arăt că mi-am cumpărat un bag de apă. Amândoi vom începe sala. Văd că m-am înjit un pic cu ruj. Nu-l mai pot șterge. Amândoi o să începem sala și o să avem nevoie de apă. Eu m-am gândit să-mi cumpăr o sticlă pentru a-mi pune apa în sticlă reutilizabilă și să-mi duc de acasă. Dar, momentan, am așa. Eu am mai cumpărat sticla din Pepco, dar am spart-o. Am spart-o pe drum într-o vară, vara trecută sau primăvara trecută, când mergeam la sală, o țineam în mână și am scăpat-o și s-a spart. Cu tot cu apă s-a împrăștiat pe stradă, erau oameni pe lângă mine, au văzut, n-au avut ce să fac, le-am luat cioburile, le-am aruncat în coșul de gunoi din apropiere și am rămas fără sticlă, dar asta este. Hai să vă arăt ce am terminat în ultimul timp și probabil că veți vedea în curând ce voi cumpăra. Ați văzut produsele cumpărate de curățenia casei și mi-am cumpărat așa balsam, detergenți, pentru că mi s-au terminat unele dintre cele care erau începute. Dar înainte de asta, bine că mi-am adus aminte, vreau să vă spun că în vlogul următor sau în celălalt o să văd cum mă pot organiza. O să fac un mic giveaway aici pe canal pentru că v-am spus, voi face lunar, așa că rămâneți în continuare pe fiecare clip să vedeți când le anunț. Voi alege câteva produse de curățenie, de îngrijire corporală, poate de bebe, dacă mă gândesc bine cumva cum să fac treaba cu giveaway-urile pentru mămici sau giveaway-uri pentru oricine. Încă nu știu exact cum să fac, dar am cumpărat câteva lucruri, vreau să mai cumpăr și așa lunar o să trimit unuia dintre voi un cadou. Rămâneți pe fiecare clip, abonați-vă, apăsați clopoțelul să fiți notificați atunci când postez. Asta contează mult și like-urile mă ajută mult, comentariile. Iar pentru a participa la giveaway trebuie să vă văd și în comentarii. Dar o să vedeți, o să-l anunț eu, poate vlogul următor, poate celălalt, vedem când. Nu le anunț în titlu, cel puțin nu acum, vedem noi pe viitor, pentru ca să nu vină lume doar pentru aceste cadouri. Ce am terminat eu acum în ultimul timp și mi-a plăcut super, super mult a fost acest balsam de la Semana, 68 de spălări, 1 litru 700. Nu știu dacă a ținut de 68 de ori, dar cert este că mi-a plăcut tare mult, miroase bine pe haine și ține mirosul câteva zile bune sau chiar până la următoarea folosire a hainei pe care o spălăm. E
calitativ din punctul meu de vedere și o să cumpăr în continuare. Pe lângă acest balsam de la Semana, am mai terminat și 15 capsule de la Lenor, așa varianta asta fresh, și astea sunt ok, sunt 3 în 1, dacă nu mă înșel, văd că aici am rupt eticheta, dar sunt bune. Varianta mea preferată e aceea cu orhidee, știți că v-am tot spus. Am folosit și un igienol din acesta așa mic, e fără clor, dezinfectant universal, folosesc în principiu pe faianță, baie și bucătărie, dar se poate folosi peste tot, mese, podea, dulapuri, frigider, și pe frigider l-am folosit și îmi place. Eu mi-am cumpărat, ați văzut în clipul în care mi-am cumpărat produse de 80 de lei, mi se pare, mi-am mai luat două așa în full size și o să mă bucur de ele, vă las clipul în descriere. Am mai folosit pentru frigider un odorizant de frigider și arată așa. El e cât pentru ca să nu miroase super mult frigiderul la mâncare, dar nu pot să zic că face o diferență. Wow! Dacă nu avem grijă de frigider, oricum o să miroase. Încercăm să acoperim mâncarea, dar nu tot timpul am la dispoziție capace care să se potrivească și atunci mai pun și oale neacoperite, dar în general le acopăr. Și pentru ca să nu miroase super tare, mai folosim așa odorizante. Pentru cameră, și mi-a plăcut mirosul, dar nu s-a simțit foarte tare, dar mi-a plăcut cât așa 2-3 metri împrejur cât s-a simțit, o lumânare de la Pepco am aprins-o și am mirosit a ghimbir și, dacă nu mă înșel, a scorțișoară sau cuișoare. Dar cred că scorțișoară. A fost super bună, v-aș fi spus prețul, dar l-am dat jos. Pentru casă am mai multe șervețele uscate pe care le-am folosit, dar și pentru bebe, așa că nu doar pentru casă. Ce mai am în continuare? Un finish și mai am foarte puțin balsam de vase și trebuie să cumpăr, așa că numai bine când mă duc să cumpăr ceva pentru voi, o să iau și pentru mine. Poate tot finish balsam de vase, pentru că mi se pare foarte bun. Dacă îl găsesc prin magazine, îl iau din magazine, dacă nu, pe online, dar sigur o să-l găsesc. Perle parfumate de la Lenor, foarte fain, miroase un pic mai dulceag, miros de Ariel, scrie aici. Îmi place, folosesc, știți că folosesc și o să tot vedeți în continuare, cât timp nu o să mă plictisească. Aș vrea să mai încerc și de la alte game, branduri, așa că scrieți-mi ce perle parfumate folosiți voi ca să le caut și eu. Am folosit și un săpun lichid de la Sien cu migdale și bujor, oare? Cred că este bujor, dar nu văd să scrie. Doar cu extract de migdale scrie. Sau trandafir, nu știu. Este ok, e un miros care pe mine mă cam plictisește, într-adevăr, dar a fost în varianta de 500 de mililitri și a fost în regulă. Am aici încă o cutie din asta de șervețele și încă una, care să știți că sunt pline cu produse. Hai să vedem ce avem în asta. Șervețele de bebeluși de la Mega Image. Așa, sunt ok, 72 de bucăți, le-am folosit și ne-am bucurat de ele. De la Huggies, astea am impresia că au 56 de bucăți sau 72, nu mai văd să scrie, dar mi-au plăcut și ele. Pentru soț, el a folosit un straight din acesta. Eu o să reciclez plasticul la Kaufland, am putea să vă spun, o să le duc la bruscuță și o să mă bucur de voucherele pe care le oferă ei luna asta. Și aluminiul pun la aluminiu, cartonul la carton, că avem aici afară jos la gunoi, să putem pune separat gunoaiele. Pe acesta l-a terminat, o să tot vedeți că el lui place straight-ul, dar a avut și mai avea ceva care și mai cumpăra. Am terminat un ser tonic de la Pixi cu trandafir, pe varianta asta cu capac verde, și mă bate gândul să mai cumpăr și altă variantă, pentru că vreau să încerc, dar a fost în regulă, a fost bun și nu m-a dezamăgit. O sare de baie pe care încă o am acolo, vedeți în borcanaș, dar mai sunt câteva grame și în rest aici nu mai am. De la Avon, de la Planet Spa, 170 de grame cu lavandă. Mi s-a părut foarte faină, miroase lavanda foarte bine, nu este necăcioasă, nu este super puternică, chiar mi-a plăcut.
o mască de ten de la Boysenberry, Hello Me, cu extract de licii, cu fructe, și un scrub de la Oriflame cu cărbune activ sau doar cu cărbune organic și cu mentă. A fost ok, fiind scrub, am încercat să-l folosesc pe zona scalpului, nu pot să zic că am văzut o diferență foarte mare, dar mai am un plic ca să-l pun acum în folosință, să mă duc în continuare cu scrub-ul, vedem ce poate să facă. Nu mi-a apărut mătreață, nu mi s-a întâmplat nimic rău, așa că este în regulă. Pentru casă am mai folosit un ulei de trandafir, Rose of Sharon. Acesta l-am primit de mult timp de la o fată care a fost în Israel și mi-a dat cadou uleiul, l-a cumpărat de acolo, dar l-am ținut amintire fiind un suvenir și am zis totuși să-l folosesc, să mă bucur de el, că la un moment dat mă bănuiesc că expiră și uleiurile astea și am zis să mă folosesc de el. Am folosit pentru păr și un Olaplex number numărul 3. A fost ok, nu se ține mai mult de 10 minute, am pus cantitate destul de mică, având în vedere că ei spun să pui generos, am pus puțin ca să văd că nu strice părul, pentru că având în vedere de fapt faptul că se poate folosi doar 10 minute, am zis să nu stric părul de 2-3 ori pe săptămână, dacă părul e foarte damage, cum îi zice, foarte stricat. Și în rest doar o dată pe săptămână. O să mă gândesc dacă îl mai cumpăr tot așa la niște oferte bune. De la Oriflame am folosit un booster pentru creme. Cel mai bine este, ar fi fost să îl amestec tot cu o cremă de la Oriflame din aceeași gamă, dar eu am avut alte creme în folosință și le-am amestecat cu altă cremă. Și nu aș pune niciun caz tot boosterul acesta într-o singură cremă, pentru că mi s-a părut destul de uleios și foarte gras. Așa că nu aș pune tot boosterul în niciun caz într-o singură cremă. L-am folosit la două creme. Am vrut să vă arăt și acest pix frumos pe care eu l-am primit de ceva timp și acum s-a terminat pasta și tot am căutat pasta să păstrez pixul și n-am găsit. Spuneți-mi dacă știți unde găsesc paste de pixuri, pur și simplu paste. Eu n-am văzut niciunde decât pixuri gata făcute, dar pasta n-am găsit și m-aș duce cu pixul ăsta la magazine și aș verifica. Bine, aș verifica doar înălțimea, practic, a pastei să se potrivească. Nu am nimic în casă care să se potrivească, iar pixul este unul superb, așa pe roz pudrat, cu accentul acesta auriu sus și pe partea de jos. Mi-a plăcut tare mult și cum a scris, pasta groasă, alunecoasă, a fost fain. Scrieți-mi în comentarii dacă știți unde găsesc. Am mai terminat și o cremă de mâini Max Repair, crema cu glicerina, miroase în regulă, dar are doar 50 de ml și hidratează. Am folosit-o chiar acum înainte să filmez și am mai folosit, bine, și soțul, că el preferă astea de la Neutrogena și le tot cumpără și eu am folosit acum de câteva ori ca să se termine complet. Mai mult el a folosit-o într-adevăr, dar și eu am mai avut Neutrogena pe la lucru când eram la birou și eu aveam acolo. Mi-a plăcut, am primit-o de la Delaine, când am folosit eu, da, de la Delaine, și să știți că sunt foarte bune cremele astea de la Neutrogena, hidratează bine. Așa, opa, un lucru de machiaj și ceva de corp și aici e gol. Mă mir că am ceva de machiaj și de data asta de la Marionneau. Un ser pentru fixarea sprâncenelor. Așa arată, s-a murdărit înăuntru pentru că n-am mai avut grijă ultimele dăți să nu am fond de ten pe sprâncene. Tot timpul trebuia să le șterg ca apoi să vin cu serul, dar acum că era pe terminate l-am folosit așa și s-a murdărit. Nu mi se pare că a făcut mare schimbare, nu mi se pare că mi-a fixat foarte tare genele, dar cât să fie estetic, vizual, să zic așa, să arate frumos, a fost ok. Nu o să-mi recumpăr gelul acesta de sprâncene în continuare. Mai am și pentru corp câteva lucruri, și anume două creme de corp. Una de la Sien și una de la Oriflame. Asta de la Oriflame este în varianta mică de 150 ml, iar de la Sien 250 ml. Eu le am, cred că din decembrie, pe ambele. Asta este din setul cu gelul de duș, cu extract de merișoare, super fain a mirosit. Și acesta miroase undeva înspre Nivea, foarte subtil,
destul de neutru și m-a dus cu gândul la mirosul de la Nivea, nu știu, așa mi se pare. A costat 5 sau 6 lei și asta a fost cam 15 lei, dar eu îl iau cu reducere, am dat vreo 10 lei. Am terminat și gelul de duș, vi-l arăt imediat, care a fost 12 lei, cu reducere vreo 8 lei și m-am bucurat de set. Mai am un set, într-adevăr, cu afine, dacă nu greșesc, pe care îl pun în folosință îndată, dar mă bucur că le-am cumpărat seturile astea de iarnă, că mă bucur de mirosurile astea gourmand de iarnă. Ca geluri de duș, am de la Jess, nu gel de duș, gel intim, de la Jessa. Acum o folosesc de la Oriflame, dar o să mai cumpăr de la Jessa dacă cumva mai găsesc prin DM tot așa oferte faine, pentru că ei tot timpul au, cei din DM, oferte la tot felul de produse, le mai rotesc ei lună de lună și o să mai cumpăr pentru că a fost ok. Ține foarte mult pentru că pun un pic în palmă, un strop și își face treaba. Ca gel de duș, am terminat pe acela de la Oriflame de care v-am spus, care este în set cu crema. Așa, am reușit să-l iau de aici. Este acesta, vedeți că s-a și deslipit eticheta, nu știu, cred că de la umezeală, de la căldură, de la abur, nu știu, dar a mirosit super bine, 200 de mililitri. Da, ține puțin pentru că are doar 200 de mililitri, dar uitați cât de aspectuos arată și în baie a arătat super. Recomand gelurile astea de duș de la Oriflame, dar și de la Yves Rocher de cu miros pentru iarnă, că sunt chiar super atractive. Și pentru păr, am aici două lucruri să vă arăt, mai am câte o folosire din fiecare, dar zic să vi le arăt acum și după aia să le reciclez săptămâna viitoare cândva, când o să le mai folosesc. Am un șampon și un balsam. Le-am cumpărat în decembrie, mi se pare că, dar chiar la început, și m-au ținut o lună jumate. Eu zic că este ok, nu le-am folosit chiar de fiecare dată doar pe ele, așa cam o lună dacă m-a ținut, poate 3 săptămâni jumate. Asta este cu aloe vera, varianta sensitive, și a fost în regulă. Chiar și acum sunt spălată cu el, dar nepieptănată și este super ok. Dacă o să mă piepten acum, în acest moment, ați fi văzut că se lasă foarte fin și este destul de bogat, deci nu se pleoștește. Poate pentru că este varianta senzitivă sau nu, nu știu, dar mă gândeam eu așa, fiind de aloe vera, o să-l pleoștească și o să mi-l îngrașe, dar nu l-a îngrășat. Și am folosit și balsamul, să-l întorc un pic invers, ultra senzitiv Balea Med. Eu am mai avut de la Balea Med balsame de mâini, creme de mâini și au fost super ok, interesante și așa că de asta am zis să-mi cumpăr și balsamul. De asta mă și bucur că am avut balsamul, deși eu voisem să-l cumpăr gelul de duș. Știu că au gel de duș Balea Med și nu mi-am dat seama când am pus comanda, că am pus comanda să vină acasă, am adresit cu balsam. Și am zis, nu, am bine, le folosesc în tandem, asta este. Și chiar se și termină în tandem, câte o folosire din fiecare. Uite, așa o să le duc la baie ca să se scurgă de pe perete. Ce pot să zic de balsam? Este ok, nu e rău pentru prețul lui foarte mic pe care îl are, de aceea nu pot să-i dau nota 8, să zicem, chiar dacă este ceva mediocru, ci aș da chiar 9, 50, 10, pentru că la prețul lui raportat, la preț este ok. Nu mi l-a electrizat, după cum vedeți, nu cade părul de la el și nici nu mi se încălcește. Într-adevăr, trebuie să vin cu piaptă în casă, îl descălcesc, dar nu îl încălcește de la sine. Adică nu face ceva rău, asta vreau să zic. Astea sunt lucrurile terminate, de data asta un pic mai puține, pentru că am zis să le filmez un pic mai repede. Mă duc, le reciclez, o să iau de pe vouchere prosape de bucătărie, pentru că sunt la 35% reducere și o să vi le arăt eventual într-un clip viitor. Dar până una alta, nu uitați că eu v-am anunțat de giveaway, o să vă trimit și vouă ceva frumos luna asta. Și dacă nu câștigați luna asta, puteți câștiga următoarea lună și tot așa, pentru că vreau să mă țin de planificare și să fac lunar. Dar v-am spus, vreau să fie win-win, să fiți și voi aici în comentarii și eu să vă răsplătesc, bineînțeles. Vreau să mă apuc să fac pâine, că v-am spus, fac pentru mama mea. Din păcate reușesc să fac doar o pâine deodată și nu trei. Eu aș face trei și le-aș da, pentru că familia mea mănâncă pâine, dar las că e mai bine câte una pe rând să aibă așa la zile diferite, proaspete, zic. Așa că ne apucăm de făcut și pâine și cam asta va fi pentru ziua de azi. Ne-am apucat de făcut pâine de casă și o să facem pâinea asta din făină albă, fără sare, dar o să punem sare. O să punem o măsură din aceasta și o să fie în regulă. O măsură sau câte punem?
Maxim două. Maxim două, să fie în regulă. Ulei, văd că aici nu scrie că s-ar folosi. Făină de uz general, drojdie instant și susan. Avem susan, avem drojdie instant, punem și un pic de sare. E foarte simplu de făcut și ar fi simplu de făcut și așa la cuptor, în sensul că doar fac aluatul și îl pun. Dar dacă tot avem mașinăria noastră de pâine, zic să facem cu mașina de pâine. Și aici o să pun toate ingredientele, în afară de susan și sare și drojdie, ca astea se pun separat în dispozitiv. Sarea asta e grunjoasă. Două lingurițe, bun. 620 de grame de făină, împărțit aici în două, ca nu-mi cape eu în bol. Punem 310 cu 310. Oh, dacă și la fix ai făcut. Nu bagă nimeni în seama și-i supărat. Pui pe toate? Da. Bun, pune pe toate și pune. Drojdia în dreapta, semințele în stânga, pita o să fie gata în cam în 3 ore. Cam așa. S-a terminat și pâinea și așa arată, s-a făcut super fain. Aici sus nu s-a rumenit atât de tare cum s-a rumenit pe partea de jos, dar este ok. Îmi place cum arată, miroase super bine și o să-i dau mamei mele, dau să o gust și eu, pentru că noi facem mereu pâine integrală, din făină integrală. Și ei am făcut așa din făină albă și vreau să gust așa un pic de aici, să văd cum este. În rest aștept să, un pic să se răcească, o pun în ceva hârtie sau pungă și o să-i o dau. E următoarea zi și am făcut și cea de-a doua pâine. Wow, wow, wow! Aici n-am mai avut susan, ați văzut că am terminat și n-am mai cumpărat între timp, dar am pus semințe de floarea soarelui. Cred că, zic eu, că a amestecat peste tot la fel. Văd că sunt și pe partea de coajă și înăuntru în miez. O să tai, chiar sunt curioasă să mănânc și eu, așa că o să-mi tai așa o felie de aici. Văd că și pică, dar nu este nicio problemă. Nu am mai rumenit-o pe asta, deși acum pare rău că mi-ar fi plăcut să fie rumenită și sus, așa cum este pe partea asta, că pare așa nerumenită, dar sper să fie bună. Ba, uite, poți să tai de aici. Nici nu știu de unde să tai. O să văd eu. Hai că iau cuțitul de pâine, care este aici. Și o să-mi tai o felie. Eu! Eu! Wow, ce fain se taie înăuntru. Acolo la coajă a fost mai greu. Da, așa arată înăuntru. Super! Și hai să vă arăt cât este de moale. Așa arată. E super moale. E ok. Gata. O mănânc pe asta cu chefir, pentru că a cumpărat soțul de la cineva de casă, cum ar fi ce are Tarab aici în Arad. Și o să mănânc cu pâine de casă. Acesta se numește Nicolas, lăptarul Nicolas Chefir. Și e super bun. E foarte cremos. Nu e chiar atât de acru cum nu-mi place mie, nu-mi plac cele din magazin, din supermarketuri. E acrișor, dar este cremos, ceea ce face să fie un pic mai plăcut pentru mine, pentru gustul meu. Poftă bună!